Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava se situează pe locul 10 în topul universităților din România, urcând o poziție prin comparație cu anul precedent. În topul internațional al universităților din Europa emergentă și Asia Centrală, Universitatea Ștefan cel Mare ocupă locul 164, în contextul în care numărul instituțiilor evaluate a crescut cu 52 față de anul anterior. Topul, realizat pe regiuni și domeniul de studiu, are la bază 10 indicatori: prestigiul academic internațional, reputația în rândul angajaților, numărul de publicații raportat la numărul de cadre didactice, implicarea în rețele internaționale de cercetare, raportul dintre numărul de cadre didactice și numărul de studenți, numărul de citări raportat la numărul de publicații, ponderea cadrelor didactice care dețin titlul de doctor, impactul instituției în mediul online, ponderea cadrelor didactice din străinătate și ponderea studenților străini. Precizăm că majoritatea datelor utilizate de acest clasament sunt obținute independent din bazele de date și evaluări, sondaje internaționale, iar informațiile raportate direct de universități parcurg un proces de validare înainte de a fi utilizate în cadrul topului. Este remarcabil faptul că Universitatea Ștefan cel Mare se situează pe poziția a doua la nivel național în ceea ce privește numărul de citări raport la numărul de publicații, după Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și pe poziția 68 la nivel regional, o urcare cu 12 locuri față de anul trecut, ceea ce confirmă din nou înalta calitate a cercetării din USV și aprecierea de către rezultatele cercetătorilor suceveni se bucură în comunitatea internațională. De asemenea, este notabilă clasarea Universității Ștefan cel Mare pe locul al treilea la nivel național în ceea ce privește ponderea cadrelor didactice din străinătate, primele poziții fiind adjudecate de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Reliefăm în egală măsură scorul maxim de 100 de puncte pe care USV l-a înregistrat la indicatorul care măsoară ponderea cadrelor didactice care dețin titlul de doctor, scor înregistrat și de alte universități din România, precum și locul al doilea în ceea ce privește ponderea studenților străini după Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Constatăm și în ediția 2021 a topului un rezultat scăzut în ceea ce privește raportul dintre numărul de cadre didactice și numărul de studenți, poziția 251, indicator care afectează negativ toate universitățile publice românești prezentate în top. Această situație rezultă din finanțarea publică relativ scăzută alocată universităților din România, fapt ce conduce la imposibilitatea susținerii financiare a unui număr mai mare de cadre didactice raportat la numărul de studenți.